Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, s-a stins din viață noaptea trecută la vârsta de 83 de ani. Unul dintre liderii Mișcării de Eliberare și Renaștere Națională, Mircea Snegur a deținut mandatul de președinte în perioada anilor 1990-1996. Mesajele de condoleanțe au curs pe internet, iar președintele Maia Sandu a decretat 16 septembrie zi de doliu național. De asemenea, șeful statului a semnat decretul privind crearea comisiei care se va ocupa de organizarea funeraliilor. Fostul președinte va fi înmormântat cu onoruri de stat. E trist, fraților, e trist. La 13 septembrie, la ora 23:30, președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, a cedat în lupta cu boala incurabilă. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească lângă cei drepți. Condoleanțe familiei îndurerate, a scris pe Facebook Constantin Tampiza, fost viceprim-ministru și fost ministru al economiei. Președintele Maia Sandu a dispus decretarea zilei de 16 septembrie, zi de doliu național și organizarea funeraliilor cu onoruri de stat. Am aflat cu profund de tristețe că în această noapte a decedat Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova. Domnul Snegur a trăit în vremuri istorice și a avut un rol esențial în promovarea independenței, libertății și suveranității Republicii Moldova. Mircea Snegur va rămâne în memoria noastră ca omul care a stat la leagănul independenței Republicii Moldova, a scris Maia Sandu pe Facebook. Din 1989 până în 1990, Mircea Snegur a activat în calitate de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și de președinte al Sovietului Suprem al RSSM. Este unul dintre liderii Mișcării de Eliberare și Renaștere Națională, valori vociferate în discursul său din timpul Marii Adunări Naționale din 27 august 1989 în Piața Marii Adunări Naționale. Adunarea noastră națională decurge într-un moment încordat pentru o republică și totodată într-o perioadă de o mare însemnătate istorică. Datorită restructurării, democratizării și publicității proclamate de tovarășul Mihail Gorbaciov în aprilie 1985, avem posibilitatea să ne adunăm la voința poporului, să discutăm împreună cu poporul problemele ce ne frământă, problemele meleagului nostru străbun. La scurt timp, de la proclamarea independenței, a izbucnit conflictul armat de la Nistru. După 5 luni, vărsările de sânge au fost oprite printr-o convenție semnată în 21 iulie în 1992 de Mircea Snegur și președintele rus de atunci, Boris Yeltsin. Alături de trăirile de tristețe și durere pe suflet care le-am toți acești 30 de ani și o să le-am cât o să mai trăiesc, am și o satisfacție, ca să spun așa, că Dumnezeu m-a luminat la timpul respectiv. Am reușit să stopăm faza armată a conflictului. În 2007, Mircea Snegur lansează volumul de memorii Labirintul Destinului, în care povestește despre viața sa și cariera politică. Mulțumesc, domnul președinte. Într-adevăr, aceste volume sunt istoria contemporană a Republicii noastre. Mircea Snegur s-a născut în 17 ianuarie 1940 în satul Trifănește, județul Soroca. De specialitate agronom savant, are titlul științific de doctor în științe agricole. A activat în domeniul agricol din 1961 până în 1981, când devine prim secretar al Comitetului Raional Iedineț. Deține această funcție până în 1989, după care devine președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM și președinte al Sovietului Suprem al RSSM. Din 3 septembrie 1990 până la 1 decembrie 1996 deține funcția de președinte al Republicii Moldova. A mai fost deputat în Sovietul Suprem al URSS, deputat în Sovietul Suprem al RSSM, dar și deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Primul președinte al țării a fost decorat cu mai multe distincții. Este doctor honoris causa al Universității Agrare din Chișinău, al Universității Libere Internaționale din Moldova și al Universității din Ankara.